ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la deschiderea evenimentului gândit de noi cu ceva timp în urmă la porțile nemirii. Nemirei, eveniment care are două componente. În primul rând, târgul de produse tradiționale, care este la a treia ediție și care reunește producători de pe Valea Trotușului, de pe rasa la mai multe unități administrativ-teritoriale. E un eveniment care își dorește să promoveze produsul tradițional, acel produs din curțile țăranilor noștri. Și cel de-al doilea eveniment este vorba de acest festival de blues în premieră la Dărbănești, festival despre care va vorbi mai mult colegul meu Marius Diaconescu. Pe componenta de târg de produse tradiționale avem doi reprezentanți de seamă și mă refer aici în primul rând la Degustarium, care astăzi este reprezentat de Damian Pal și de Gal Valea Muntelui, reprezentat de Vlad Olchiroș. Pe componenta de festival de blues, Marius Diaconescu ne va spune multe lucruri și avem aici prezenți o parte din artiști, dar cred că cel mai important este să avem un eveniment frumos, să iese tot așa cum ne-am programat noi. Și pentru a fi mai scurt, dați-mi voie să-l prezint pe domnul prefect al județului Bacău, Sorina Irenei, care astăzi este alături de noi. Am să-l rog să ne spună câteva cuvinte și cred că, dincolo de componenta primului sau celui de-al doilea eveniment, important este și faptul că, la sfârșitul acestei conferințe de presă, vă propun să plantăm câte un stejar care să dăinuie peste ani și să amintească generațiilor care vin după noi că aici, la Dărmănești, în 2020, am hotărât împreună, de comun acord, să dăm drumul unui festival de blues care personal îmi doresc să devină tradiție și an de an, aici la Dărmănești, să reunim cele mai frumoase trupe din domeniu, atât din țară cât și din străinătate. Domnule prefect! Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Salut pe toți membrii comunității din Dărmănești și din împrejurimii. Sunt foarte bucuros și onorat în același timp să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră. Încă de la începutul mandatului meu mi-am dorit ca una dintre direcțiile pe care se bazează activitatea mea la instituția prefectului să fie cea legată de turism și iată-ne aici într-un cadru absolut mirific. Suntem încărcați și de natură și de istorie, într-un mod cât se poate de pozitiv, iar astăzi avem ocazia să-i vedem la treabă pe producătorii locali. Îmi doresc foarte mult ca acest eveniment, care este la a treia ediție, este vorba de târgul de produse locale, să își găsească un loc bine definit în tot ceea ce înseamnă eveniment turistic și chiar un eveniment de degustare, pentru că îmi doresc ca tot ceea ce înseamnă produs românesc să fie cunoscut și mai ales tot ceea ce înseamnă produs din județul Bacău. Este o dorință a mea să-i atenționăm pe toți ceilalți, nu numai din țară, cât și din întreaga lume, că românii știu să facă mâncare bună, mâncare sănătoasă, mâncare care la un moment dat poate rivaliza cu orice alt produs din afara României, chiar și cele cu tradiție. Și ne dorim din ce în ce mai mult ca acest val pe care domnul primar l-a creat să devină un adevărat tsunami în tot ceea ce înseamnă industria turistică și chiar industria agroalimentară. Mai mult decât atât, mă bucură faptul că suntem la cea de-a treia ediție a unui astfel de eveniment. Putem vorbi cu siguranță de o ediție, de o tradiție care s-a stabilizat și probabil vor urma și celelalte. Îmi doresc să apucăm cu toții să venim la acest târg, la ediția cu numărul 100 și, bineînțeles, îmi doresc ca atunci să găsesc cât mai mulți producători cu produse cât mai diversificate și încurajez pe toți cei care iubesc natura, iubesc tot ceea ce înseamnă produs românesc, să vină alături de noi. Nu numai, și asta este o propunere pe care îmi permit să o fac acum, îmi doresc ca nu numai produsele alimentare să fie cele promovate, poate și altfel de produse, dar aceasta este în sarcina organizatorilor. Eu vă felicit și mai mult decât atât, îmi place foarte mult ideea ca după un
astfel de târg, după, să spunem, lucruri mai serioase, să avem parte și de lucruri care ne hrănesc și sufletul, cum este acest festival de blues. Este un festival care sper să devină la rândul lui o tradiție și îmi doresc ca pe viitor noi să nu mai încăpem în cadrul de numărul artiștilor care vor participa și vreau să văd foarte, foarte mulți tineri care să vină alături de dumneavoastră. Probabil ei vor veni mai după amiază, pentru că atunci este ora la care ei încep să se manifeste cu precădere și îmi doresc ca după ce se termine tot acest eveniment, toată lumea să știe că totul s-a întâmplat într-un loc din județul Bacău, care se numește Hermănești. Vă felicit, domnule primar, pentru această inițiativă. De asemenea, îi aplaud pe colaboratorii dumneavoastră și îmi dau seama că nu este o faptă foarte simplă să faceți toate aceste lucruri și cu siguranță o să reușiți, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, suntem încărcați pozitiv, atât din partea naturii, cât și din partea tuturor celor care sunt alături de noi și probabil vibe-ul, dacă mă spun că deci aici este corectat, dacă mă spun cum trebuie, vibe-ul primărilor de după amiază va însemna un adevărat semnal către întreaga lume, aici este Hermănești. Vă salut și vă doresc succes! Mulțumesc, domnule prefect! Eu vă propun, fiecare să vă spună punctul de vedere, părerea, dacă e ok ce am gândit noi aici, sunteți profesioniști și de la voi învățăm foarte multe lucruri noi, cei care suntem în administrație, după care legii din presă o să vă pună întrebări și așa mai departe. Marius, pentru că ești un veteran al acestei idei, te rog să, eu știu, să preiei microfonul. Și o să facem un mix, o să prezentăm și artiști, o să prezentăm și cei care reprezintă, eu știu, târgul de produse, da? Bună ziua și bine ați venit la Hermănești, lucrurile sunt relativ simple. Din Japonia până pe coasta de vest a Statelor Unite, un eveniment de blues sau jazz este considerat un eveniment cultural. Sper că ceea ce se petrece la Brezoi, ceea ce se petrece la Suceava, la Focșani și acum și la Hermănești, să facă politicienii din România să înțeleagă că se poate fără multe lucruri, dar fără cultură nu. Sunt fericit că reușim să facem această primă ediție și, așa cum spuneam de mai multe ori, Legends Never Die. Aici avem niște legende ale muzicii românești care au scris și încă mai scriu istorie, pentru care eu personal am un respect deosebit. Și sunt mândru că reușim să-i avem printre noi. Cred că ar trebui ei să vorbească mai mult și noi mai puțin. Vă rog. Bună ziua tuturor! Numele meu este Marcian Petrescu, sunt liderul trupei Trenul de Noapte și întâmplător m-am născut la Onești, numai cu 46 de ani, deci acolo, la vreo 30 de kilometri. Și spre marea mea rușine trebuie să recunosc că n-am fost niciodată în Hermănești până acum și regret foarte mult chestia asta. Este un lucru de care o să mă ocup, o să-mi fac timp să vin în vacanță pe aici, pentru că locurile sunt foarte frumoase și față de poluarea din București, aerul cu care am fost întâmpinați, aerul de, mă rog, bucurie, de prietenie, dar și aerul pe care îl respirăm este într-adevăr o schimbare binevenită. O să spun doar câteva cuvinte. În primul rând, inițiativele de genul acesta în care muzica se îmbină cu cultura locală, cultura culinară, nu sunt ceva nemai întâlnit, cum spunea și Marius, cum spunea și domnul primar și domnul prefect, sunt niște inițiative absolut normale. Eu cred că ele se pot perpetua în mult mai multe locuri din țară, pentru că, sincer, nu consider că doar cu niște pliante anoste, cu câteva poze, poți să promovezi un brand de țară și să creezi un brand de țară.
cu asemenea chestii poți să faci, pentru că sunt foarte mulți străini și asta o spun din experiența Festivalului de Blues de la Tulcea, unde am fost în comitetul de organizare încă de la început. Au venit foarte mulți oameni, nu neapărat din România, din cei 500-600 de spectatori care erau acolo, jumătate erau veniți din afara orașului și vreo 200 erau chiar străini. Și toți au rămas absolut impresionați. Consider nu numai că nu numai Bucureștiul, Sighișoara, Constanța și alte orașe merită să aibă asemenea evenimente, pentru că sunt multe zone în țara asta care, din păcate, sunt încă zone albe pentru turiștii străini. Și e păcat, pentru că până la urmă nu putem să concurăm poate la capitolul, construcție de aeronave, să lansăm navete în cosmos, dar avem o țară care încă este destul de bine conservată din punctul de vedere al naturii. Asta trebuie să ne dea de gândit, în primul rând să avem grijă de ea, pentru că s-ar putea, dacă nu avem grijă de ea, peste vreo câteva zeci sau câțiva zeci de ani să ajungem să respirăm aer la conservă, ceea ce nu cred că ar fi cea mai bună chestie, oricum deja respirăm printr-un filtru. Și oricum să păstrăm regulile de siguranță sanitară, pentru că asta este, în orice caz, este o mare chestie, pentru că acest eveniment s-a putut ține în condițiile acestei demențe, pandemii sau cum se cheamă. Locul arată foarte bine, deci cine este cârcotaș o să vadă de fapt că uite că se poate face și așa ceva, fără să arate urât. Iar din punct de vedere al manifestării muzicale din această seară, de fapt din seara aceasta e seara de mâine, combinația de artiști zic eu că este foarte interesantă, va fi altceva, va fi și blues, dar nu numai. Și asta este un lucru bun, pentru că deja am spus de multe ori chestia asta, bluesul nu mai este un gen muzical rezervat strict americanilor, este un limbaj universal și deja fuziunea între genuri este la ordinea zilei de mai mult de 50 de ani. Ce pot să vă spun? Felicitări organizatorilor, mulțumim foarte mult că ne-ați invitat, mulțumim pentru drzenie și pentru faptul că n-ați abdicat, n-ați capitulat și în continuare tuturor celor care o să vină le urez o vizionare și o audiție plăcută și să fie într-adevăr good vibrations, cum spuneau Beach Boys. Mulțumesc frumos, cine dorește să preia legătura, Nelu, te rog. Bună ziua, sunt Nelu Pimicaescu de la Iris. Ce pot să vă spun, este o onoare pentru noi, am fost invitați la acest festival. Noi facem un alt gen muzical, rock. Am lansat, pe timpul pandemiei, am compus o piesă și am lansat-o. Se numește un alt format. În textul nostru se regăsește exact ce s-a întâmplat în toată omenirea, în perioada când nu am avut voie să umblăm, să ne mișcăm, să fim liberi, dar asta este. Și ca să revin înapoi, este onoare pentru noi că ne aflăm în această locație frumoasă și am încercat să facem un program adecvat pentru blues, deoarece, cum a spus și colegul nostru, muzica se trage din acea perioadă, din blues, din jazz, și o să facem un concert pe cinste, de-abia așteptăm să vă încântăm, să mulțumim organizatorilor, noastră, la primărie, că eu știu, ne-am mirat pur și simplu, mai sunt locuri unde doresc să facă ceva, restul parcă au amețit. Este nevoie să fim pe piață, să cântăm. Nu suntem mofturăși, nu facem, eu știu, rabat la calitate, deoarece că n-am luat, eu știu, o sumă de bani anume sau altceva. Nu, facem din plăcere, ne place să venim, indiferent de distanța de parcurs. Și suntem aici cu colegii mei, cu Matei, Costi Sandu, solistul vocal, Redu Marin Ape și la bas colegul nostru, Dănuț Mare. Am atât. Vrei să spui ceva? În primul rând, pentru mine o surpriză extraordinară faptul că mă aflu a doua oară aici la Dărmănești. Am fost tot așa cu colegii mei cu formație acum vreo, cred că 10 ani de zile
și aș dori să felicit autoritățile locale că am găsit orașul total schimbat, foarte curat, foarte cochet, foarte frumos. Și cred că este un lucru extraordinar faptul că dumnealor îmbină tradițiile românilor, culinare respectiv cu cultura. Ar trebui, cum să spun, orașe mai mari și orașe cu tradiții să ia aminte la ceea ce fac dumnealor aici, pentru că se poate și întotdeauna când pui suflet și dumnealor sunt niște oameni extraordinari, se vede că se poate face ceva extraordinar. Mai departe, noi o să ne exprimăm diseară, cuvintele noastre sunt de fapt sunetele. E o onoare și o mândrie că suntem aici și că suntem alături de alți colegi de-ai noștri din alte formații. Noi suntem o mare familie, ne cunoaștem, ne bucurăm că am reușit să ne vedem în această perioadă grea la acest eveniment și sper să vă oferim un show pe cinste diseară. Vă mulțumesc! Salut cu drag pe toată lumea, pe locuitorii orașului Dârmănești, pe cei care au avut o asemenea inițiativă îndrăzneață în aceste timpuri, dar trebuie să fim contemporani cu momentele, pentru că fiecare zi în viața omului este o zi nouă și nu putem spune niciodată mâine sau ieri, fiindcă putem spune doar acum. Există mai multe valori în viața omului, după care ne putem ghida, dintre ele aș aminti natura și omul. Natura este în stare să ne ofere atât de multe lucruri și de valori, încât trebuie doar să fim cu prezență de spirit și să le putem pune la un loc și să ne construim viața și să lăsăm cultură după noi. Cultură înseamnă un mix, o simbioză de lucruri, printre care și muzica și gastronomia, lucru pentru care ne-am adunat în aceste zile și care sper să se propage și mai departe. Omul este tot parte din cultură și care la rândul lui poate să propage cultura. Eu de câțiva ani am început să lucrez la un concept care se numește Oamenii Inspiră și chiar oamenii pe care îi avem în față și nu numai, consider că inspiră. Fiecare dintre noi inspirăm unii pe alții și nu oamenii care vor cu orice preț să inspire, inspiră. Iar legat de oameni, m-aș întoarce la strămoșii noștri, care au lăsat niște valori, au lăsat o cultură în etnografie, în muzică, în artă și în gastronomie. Acum, cred că e un moment propice pentru gastronomie, aflându-ne aici și combinând aceste două lucruri, muzica cu gustările. Și aș dori să pun un punct foarte important pe cei care se ocupă să ne deservească practic aceste gustări, aceste preparate pe care le fac cu multă iscusință. Le fac cu multă iscusință și se străduiesc să păstreze niște rețete de zeci sau poate de sute de ani. Nu e ușor, fiindcă preparatele pe care o să le întâlniți în cadrul acestui eveniment sunt preparate făcute în gospodărie, făcute de câteva persoane, de membrii unor familii sau prieteni apropiați care s-au unit și au vrut să ducă mai departe niște valori. Și este fundamental ca aceste preparate să fie cunoscute, să se vadă și să putem să le oferim oaspeților care ne vizitează, pentru ca lucrul acesta să ducă mai departe alți vizitatori și tot așa să multiplicăm aceste valori. Consider că este fundamental. În încheiere aș dori să doresc succes acestui eveniment, primei ediții de festival în această zonă
și a treia ediție de târg de gospodării locale. Salutări tuturor, să avem două zile cu succes și succes tuturor în tot ceea ce fac. Bună ziua tuturor, Vladu Chiroș mă numesc, reprezint grupul de acțiune locală Valea Muntelui. Îmi permit să vă spun bine ați venit la Dărbănești, bine ați venit în județul Bacău, ne bucurăm mult că sunteți aici. Aș spune așa o mică istorioară, acum 3 ani ideea a pornit tocmai de la acest cuvânt frumos, degustariu, în care niște oameni inimoși au zis, băi, ne lipsim de fonduri europene, ne lipsim de fonduri de orice alt fel și poate de cele mai multe ori acest limbaj de lemn birocratic și trebuie să dăm o speranță acestei văi, a Trotușului, văii muntelui, cum îi spunem noi. Oamenii trebuie să înțeleagă că ceea ce produc e valoros. Și atunci, dacă ei știu să producă, poate încă nu știu adevărata valoare, dar sunt oameni care prin experiența lor, pot să dea valoare unei munci relativ neînsemnate. Ne bucurăm de faptul că această idee pornită în 2016 a prins contur și a prins o expertiză mai mare din partea autorităților locale și totodată din partea celor care știu ce înseamnă să atragi oameni din afara zonei. Și pentru acest lucru, cred că dacă cineva încearcă să riște într-o perioadă de vacanță să ajungă aici, noi spunem că acel 50% care contează oriunde în momentul în care te duci în vacanță, și anume bucătăria, e ca și cum rezolvată. E ceva extraordinar pe care, cu ocazia acestor artiști deosebiți care au reușit și au ajuns aici, cred că vom duce mai departe pentru prima dată, la momentul de față, în Valea Trotușului, Valea Muntelui, județul Bacău, vom duce produsele acolo unde ar trebui să ajungă, de fapt, la oamenii din afara zonei noastre. Și de aceea ne bucurăm foarte mult că sunteți aici. Noi ne străduim să-i susținem pe acești producători locali. Vă încurajăm să ajungeți și pe la standurile lor. Într-adevăr, după amiază va fi ceva extraordinar. Artiștii, ne bucurăm de relaxare pe care ați avut-o parte la începutul anului. Poate cu ocazia asta vă veți dezmorți mai bine corzile vocale și va fi Dărmănești punctul pe hartă care deschide curajul pentru astfel de evenimente. Încă o dată, vă încurajăm să treceți și pe la standurile producătorilor, să-i cunoașteți. Dați-le o șansă, poate nu sunt atât de pregătiți, n-au spiritul artiștilor deocamdată, însă țin pasul și sunt dornici să vă prezinte produsele pe care le fac cu atâta trudă. Cam atât, mult succes tuturor, mulțumim gazdelor noastre, celor de la Dărmănești, vă dorim să fiți în continuare alături de astfel de evenimente și prin efortul colegului Marius Diaconescu să continuăm această frumoasă idee pentru Dărmănești. Așa că succes tuturor! Mulțumesc foarte mult și eu. Dacă aveți întrebări pentru invitații noștri, pentru prietenii noștri, vă rog. Da, să știți că e bună întrebarea noastră. Sunt un tip care îmi asum lucruri destul de serioase pentru comunitate și am făcut o analiză foarte detaliată înainte de a gândi acest eveniment. Ne-am luat toate măsurile de precauție, dacă pot să spun așa, vis-a-vis de pandemia COVID. Suntem în grafic, respectăm tot ceea ce ni s-a cerut de legiuitor, de autorități, dar trebuie să fim conștienți că dacă rămânem în carapacea noastră, nu ne garantează nimeni că, nu știu, nu se va întâmpla ceva. Oamenii, așa cum spuneau și invitații, au nevoie și pentru suflet și pentru trup de
hrană spirituală sau de aceste frumoase și gustoase produse ale noastre. Nu putem să rămânem toți închiși și să sperăm că într-o zi vom scăpa de pandemie. Nu. Trebuie să ne asumăm, trebuie să respectăm legislația, trebuie să facem evenimente de acest gen, pentru că doar așa cred că putem trece mai ușor pentru peste această perioadă destul de dificilă. Eu mi-am asumat și cred că lucrurile vor fi așa cum le-am gândit. Și acum o întrebare pentru artiști. Având în vedere lunile de pauză, cum ați primit invitația de a concerta la Dărmărești? Păi, practic noi, cel puțin în ceea ce privește trupa Trei Ori de Noapte, invitația a venit încă de anul trecut. Și eu am zis doar atât, domne, trebuie să există o vorbă, am trebuit și o vedea. Am așteptat, am avut răbdare, până la urmă nu era, cum se spun, nu rămâneam într-o pană financiară dacă nu se întâmpla acest eveniment. Până la urmă, într-adevăr, sănătatea oamenilor și sănătatea noastră ca artiști este importantă, dar după ce s-au lămurit cât de cât lucrurile și s-au stabilit niște reguli legate de maniera de organizare, m-am bucurat tare mult, într-adevăr, că lucrurile merg înainte, chiar dacă formatul e ușor ciudat. Și, na, mulți poate nu se... Sunt oameni care au zis, domnule, nu vin la acest gen de evenimente, că mi se pare ciudat să nu pot să stau unul lângă altul sau să stau la distanță. Asta este. Nu putem, cum spunea și domnul primar, nu putem să ne închidem în casă și ne ascundem sub pat încă un an sau doi până s-a întâmplat ceva care o să eradicheze această pandemie. Una peste alta, invitația a fost, sau mai bine zis, invitația a fost excepțional de bine primită, cel puțin de mine și de colegii mei. Într-adevăr, am stat și am repetat, am gândit piese, ne-am gândit ce să oferim și în ceea ce mă privește, și Nelu spunea chestia asta, am pregătit niște piese speciale pentru un eveniment care are și un caracter special, este și într-o locație frumoasă. Cred că trebuie să continuăm să rămânem oameni și să, în ciuda acestei pandemii, să încercăm să ne, cum să zic, să ne păstrăm psihicul tare. Pentru că altfel, dacă capotăm și psihic, așa, eu zic că o să luăm razna cu totul. Și măcar cultura și mâncarea să ne mai salveze. Alte chestii poate nu, că nu au nicio șansă. Primul rând, noi ne-am bucurat... Am fost invitați în acest proiect, în acest spectacol, alături de prietenii noștri din bluzul cu jazz-ul. Am mai făcut asta acum un an de zile și asta a fost și visul meu, să putem cânta și altceva decât muzică rock. Și uite, datorită prietenul nostru, am fost sunat acum o lună și ceva, dacă nu știu, nu contează. Și am primit invitația să venim la dumneavoastră. N-am stat să mă gândesc ce se întâmplă, cum. Oricum, am venit să cântăm, suntem aici și ne-am bucurat că avem primăria, pentru că dacă nu avem primăria alături de noi, de artă în general, este dificil. Pentru că ne-am obișnuit de atâția ani de zile, începând din, dacă nu mă șer, din 97, că se facă zilele orașelor, fără ajutorul primăriei financiar, este foarte greu, pentru că publicul la noi nu este obținut să plătească bila. Și atunci, când ai sprijinul primăriei, parcă vii altfel, gândești altfel, poți să pui orice proiect în practică dacă ai un sprijin financiar. Altfel va fi greu. Deci, asta a fost o plăcere, m-am bucurat, am fost în primul rând căutați și că începe să dea roade ideea noastră de a cânta altceva decât cântăm noi, bineînțeles, o să cântăm și câteva piese Iris, dar asta e. Mulțumesc încă o dată de invitație. Costel? Da, ce să spun, numele meu este Costi Sandu, sunt onorat că am venit aici cu formația Iris. Avem un program mai colorat ca de obicei, o să vă prezentăm și câteva surprize și sper să cântăm cu toți împreună și să ne simțim bine. Și încă o dată mulțumim invitații.
Eu vă spun cu mâna pe inimă, în primul rând și în primul rând m-am bucurat că noi de câte ori venim în Moldova, ne simțim foarte bine pentru că moldovenii sunt gazde foarte bune și vis-a-vis de produsele tradiționale, la fel este o bucătărie foarte bună. Și în al doilea rând pentru faptul că putem să cântăm în continuare și ne întâlnim cu foarte mulți prieteni cu care de altfel nu ne-am fi văzut, pentru că stau în alte orașe, evenimentele s-au împuținat din cauza pandemiei și aici beneficiem de această apropiere. V-am spus, noi suntem o mare familie, bluzul, rock-ul, jazz-ul, noi suntem împreună și ne bucurăm să ne vedem aici. Mulțumesc! Bună ziua! Numele meu este Ciprian Leu, sunt membrul trupei Jol Sabo și vreau să mulțumesc în primul rând gazdelor și colegilor mei de breazlă. Ce pot să vă zic, eu mă simt în casă aici. Pentru că sunt din zonă, colegii mei urmează să ajungă pe la ora 2 și apoi mă sunau tot timpul, îmi vedeau bipuri, nu știau ce adrese să le dau de aici, că vin cu hemoglobin. Nu știau, nu găseau un reper și le-am dat stadionul uz. Bănesc că e bună și au găsit-o. No, ce să vă zic, dragă Marius, îți mulțumim foarte mult pentru invitație. De altfel, ce pot să vă mai zic, pentru că, de fapt, mă adresez colegilor mei de breazlă. Ei au spus foarte bine ceea ce au perceput când au ajuns în zonă. Eu pot să le spun că zona asta este, cum să vă zic eu, nu printre puținele din România, dar unice în România, cu toate formele de relief pe care le avem aici. Am înțeles că n-ați reușit să mergeți sus pe Uzi, mai la coada lacului sau în prejurimile, că la Castel n-ați reușit să ajungeți. Eu vă sfătuiesc. Plus, pe mâncarea care ne-a fost prezentată aici, o să vă bucurați. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată și ne bucurăm foarte mult de invitație. Doamne ajută! Ne vreau doar să mai adaug un lucru. Întâmplător, în 2020, trupa Trenul de Noapte și cel care vă vorbește, aniversăm 20 de ani de carieră și este o mare bucurie că primul concert serios este aici la Gărmăni și o să ne sărbătorim pe scenă la 20 de ani de carieră. Alături de mine, Vali Vătuiu, baterie, Matei Bușcaru, chitară, bas și Mihai Sandu Tacoi, chitară, eu cu vocea și cu muzicuța și dacă o punem și de un jam session la final, o să fie într-adevăr ordeful complet, cum avem noi o vorbă. Vă mulțumim frumos! O singură completare, dacă îmi dați voie. Poate trebuia să începem cu asta și de cele mai multe ori neglijăm acest aspect, dar îmi permit să citez un contemporan local de pe Vale, care începe de cele mai multe ori evenimentul ăsta în acest fel. Mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că mi-a dat oameni buni și cu acești oameni buni pot să fac lucruri frumoase. Așa că să mulțumim și celor care sunt peste noi și ne dau putere. Aș vrea să vă dau un mic exemplu pentru unul dintre producătorii care, din păcate, n-a reușit să ajungă aici, dar să înțelegeți filozofia omului simplu de la țară. A avut ocazia să lucreze și să se stabilească în câteva orașe mari ale Europei, însă cu o filozofie atât de simplă de viață a făcut atât de multe local. Filozofia lui a fost așa. De ce să rămân? Să fac un imperiu mai mare și mai mare și să nu vin într-o zonă aici la mine acasă și să-mi fac eu imperiul meu mai mic. Și cu asta eu vă spun bine ați venit încă o dată și succes tuturor! Dacă nu mai aveți întrebări pentru invitații noștri, aș vrea să vă mulțumesc și dumneavoastră celor din presă care faceți cumva ca românul și nu numai românul să audă de aceste evenimente, să audă frumoasele melodii care vor fi cântate în această seară și mâine la Dărmănești. Poate că
ceea ce facem noi aici se va replica, poate că e un exemplu bun și eu îmi doresc foarte mult să fie un exemplu bun și dacă, așa cum spuneam, nu mai aveți nimic de completat, mi-ar face plăcere să veniți alături de noi, pentru că un stejar este dedicat celor din media, să facem acea acțiune care să dăinuie peste ani, să plantăm acei puieți de stejar imediat în vecinătatea standurilor de produse. Și tare mult mi-aș dori cei care astăzi plantați, participați la acțiunea asta de a da viață unui stejar, să nu uitați de el și să veniți peste an, poate chiar în fiecare an, ori de câte ori aveți drum prin Moldova, să treceți și prin Dărmănești, să vedeți ce mai face stejarul dumneavoastră. Poate să ne mai, eu știu, trageți de urechi dacă n-am fost noi autoritățile publice suficient de atenți la stejarul dumneavoastră și de ce nu, poate când veți deveni bunici, să veniți cu nepoții, cu strănepoții și să le spuneți că în 2020, într-o zi frumoasă de august, împreună ne-am strâns aici și am plantat un stejar. Vă invit alături de noi, așa cum spuneam, după ce vom planta acei câțiva puieți de stejar, vă invit la fel împreună să trecem și pe la standurile producătorilor, o parte din producătorii care au venit aici și de ce nu să ne simțim ca acasă. Mulțumesc foarte mult și doresc tuturor două zile de satisfacție maximă. Mulțumesc! Tehnologia de plantare, da? Ia să vedem noi. Mai întâi trebuie pus apă, aveți apă? Avem apă. Da? Puneți apă mai întâi, ca să facem aici un măs de ăsta. Asta că nu leacă de pământ ca să-l mocerlim. Mocerlim, dar mai trebuie, că e prea puțin. Mai puneți o leacă de pământ, apă. Mai adu apă. Apă, mai aduceți apă. Apa, trebuiască, ca să prind, eu vreau să prind. Că, dar mai punem și după. Nu, că așa trebuie mocerlit înainte. Doamne, domnule, de-aia l-am invitat pe domnul director aici, că știe, nu? Da. Da, semnează el documentele de mine. Păi nu? Domnul director, să știți că vă invităm, mai avem de plantat vreo 3 hectare. Dacă le măcerliți pe toate... Unde să-l punem? Măcar consultant de specialitate. Ia să vedem. Ne uităm așa după... Da? Stai să-l simt. Mai trebuie niște apă, mai duce niște apă. Avem apă, avem de toate. Ăla nu prea e. E bun și ăsta, că e un fel de... Haideți să facem un pic de lor. Nu, nu, și după aia îl îndreptăm. Să-l punem drept. Noi peste 100 de ani trebuie să venim să vedem cum arată stejerelul nostru. Eu îmi propun să, da? Da, păi eu v-am invitat să veniți la cea de 100 ediții, adică... Nu este neapărat o propunere, cât o furnați niște apă. Domnul director, mai dați și mie lopata, că o să zică cineva că unul muncește și restul... Da? Mai trebuie puțin, da, țin, dar... Unde, de unde mă uit eu? Puneți apă ca să fie... Domnul prefect, vă rog. Da, acum. Da? Țineți el. Haideți aici, la pe partea asta, că e pământul cel mai efic. Eu mă gândesc că cel care l-a ținut cel mai bine are succes. Da. Care l-a ținut ultimul. Colegii noștri o să aibă grijă în continuare de tot. Uite, să vedem dacă e drept, da? Să nu punem. Sunt niște resurse care ne-au inspirat. Frunza aceasta de stejar o să găsim întotdeauna prezentă în mentalitatea noastră populară și chiar în mentalitatea mai cultivată. Vă dau două exemple. O să vedeți frunza de stejar pe uniformele armatei române și vă mai dau un exemplu. Pe uniforma sau pe tot ceea ce înseamnă echipamentul sportiv al echipei noastre naționale de râie. Frunza de stejar întotdeauna va reprezenta România, oriunde va fi vorba de cultură, de putere și de denumire. Un reprezentant al trupei, vă rog să luați această piesă. Munca de jos. Care stau la curte. Pe toate părțile, da? Cei care stau la curte, da? Știm. Are 2000 de metri pătrați. Are și
Vezi, ai lăsat jos loc de așa peste pământ. 100 de ani o să-și amintească de momentul ăsta, da? Bagă-l pe tone, dă să dau și o rând. Te rog, dă să dau. Aoleu, în ziua de azi puțin, puțin... Mă, e... lume se îngrămădește la puțin se îngrămădește la lopată, da? Mă bucur. Artiști. Ia, pa, pa. Aha. Ușor că nu-i bazatul meu. Învățat. Ia. Păi aia zici că te doare. Bravo, bravo. Dar ești tu să dai, Costica? Nu, mulțumesc. Hai, te rog. Vino, mă. Un pic de apă mai pune pană de jur împrejur. Dă-i și tu o pană. Așa să fie drept. Hai, dă-i și tu. Matei, vei? Da. Hai, tinerețea, da?